Izvoare duhovnicești. Patericul atonit. Capitolul 6. Despre neagoniseală și sărăcia de bunăvoie. Părintele Teofilact, care merită de asemenea pomenit, trăia schitul Xenofon, ca un monah ascultător, îl păstra pe Dumnezeu în suflet și Dumnezeu avea grijă de el. Provenea dintr-o familie bogată, dar a lăsat în urmă toate lucrurile plăcute și deșarte ale acestei lumi și s-a dus sub ascultare la simplul părinte Cosma. Mama sa a vrut să-i trimită 100 de lire, dar el a refuzat. În timpul rugăciunii stătea în picioare întreaga noapte, avea înfățișarea unui înger. Mihai de la Lavra, care era infirm, nu avea nimic în chilia sa, absolut niciun lucru. În ziua în care a dormit, a primit aceleași onoruri ca un episcop, fața îi strălucea și avea o culoare galbenă ca ceara. Părintele Eftimie a trăit în același schite la chilia închinată Sfinților Arhanghel. În mijlocul chiliei sale obișnuia să atârne un sac mare plin cu pâine uscată, hrana sa de-a lungul întregii vieți.